Probabil că ați observat că și în filme, de multe ori și în desene, ba chiar și în Fortnite, treaba asta se aplică. Și dacă nu știți la ce mă refer, ei bine, astăzi vom face bătălia între bine și rău. Clipul trecut v-am spus că de fiecare dată când voi juca cu noul skin de la Kuno, o să fiu toxic, iar când voi juca cu cel default, o să fiu bun. Vreau să știu neapărat care e partea ta preferată, cea rea sau cea bună. Dar înainte să înceapă clipul, nu uita să inunți butonul de like dacă îți place ceea ce fac, să te abonezi cu clopoțel ca să fii notificat de fiecare dată când postez un nou videoclip. Dacă nu ai robinet pe șopire, nu mai vorbesc în viața mea cu tine. Și neapărat follow pe Instagram. Eu nu mai zic nimic, vizionare plăcută. Hai să ne landăm, să căutăm și noi o armă și să căutăm niște player cu care ne putem lupta. Eu nu mă... Wow! Doamne, ce m-a speriat băiatul ăsta, dar treab, dacă trăgea un pic mai bine, mă bătea. Bă, exagerez un pic acum, nimeni nu zice frate asta, mai ales potorul pe care o zic eu. Se rec, frate, sunt player nu toxic, dar mamă, să fie destul de greu totuși. Acum revenind, playerul ăla a avut o șansă destul de bună să mă bată pentru că m-a luat pe la spate, dar din păcate nu a reușit. Poate, nu știu, a avut lac, poate i s-a mișcat prost, trebuie să le înțelegem și pe el. Opa, dar mai auzim aici încă unul care este lângă mine și iarăși n-a tras, nu înțeleg ce face, nu cred că are armă, sau are armă? Mi-am dat din greșeală pickaxe, oh my god! Capsec. Bă, dar eu am dat update la Windows, mai am astea... Alo, microfonul e conectat, alo? Da, e. Oh my god, ce se aude? Cred că sunt niște paraziți. Cred că pot să fie prietenii mei. Wow, dar sunt supărați rău. Te rog frumos, pleacă de aici. Domnule parazite, sentimentul... sunt doi! Sentimentul nu este reciproc. Wow, dar ce grafic are jocul ăsta acum, nu-mi vine să cred. Bă, acum pe bune, frate, ce-i grafic asta? Eu până acum am jucat pe performance. Arată demențial. Vedeți, mă, dacă suntem player buni, ce ne oferă îl de sus, bărbosul. Asta e ceva, un semn. Când o să intru în partea mea de player toxic, doamne, cred că o să avem doar loot gri. M-am bătut asta cum m-a călcat! Uite, nici nu prea găsim player. Păi mai mult ne jucăm așa, frate, de chill. Dacă câștigăm meciul, 100%, îl merităm. Bine, acum sincer, aș vrea să mai găsesc și eu niște player să încerc să mă lupt cu ei. Dacă sunt mai buni decât mine, o să mă bată, dacă nu, nu. O broscuță! Help me! Oh my god! Broscuța, cici! Dar ce se tot aude? Bă, stai, eu zeneu ăla. Cred că mi-am făcut un nou prieten. Vine după mine, broscuță, haide! O să mă lupt cu el. Hai să vedem cine e mai bun, domnule războinic player, și mai am un player acolo în dreapta. Domnule războinic, cine este mai bun dintre noi doi? Cel mai bun să câștige și eu am fost. Wow! Și mai e unul. Ăla nu-i player, nu știu ce e ăla. E ceva scârmâz, nu știu. Nu prea dăm de player, nu mai văd nici fluturi. Oare unde a fugit dânsul? Aha, aici. Wow, e aici jos. Uite-l. Nu mai am SMG. Domnule, dacă nu eram un pic atent, mă băteați? Sau dacă erați dumneavoastră puțin mai atent? Doamne, e atât de bine să nu fii toxic în Fortnite. Pe bune, cui plac playerii toxici? Aia care te omoară și zic shiton, shiton, shiton. De ce faci asta? Să lovesc oamenii aici, fiți mai buni. Wow, unde se duce domnul? Oh, eu l-am, mă. Pa! Înțeleg de ce voia băiatul ăla să dea în ea. Uite-l. Așa meriți, așa meriți. Wow, wow, așa merit și eu. Ok, o să luăm un build fight. Wow, și încă unul cu sniperul, trebuie să am grijă. Nu am nici SMG, trebuie să-mi aduc aminte că data trecută era să mor. Wow, nu. A tras mai bine, n-am avut ce să-i fac, GG. Aparent am intrat într-un nou meci și sunt gata să mă lupt cu playerii. Wow, am și o vacă pe spate. Cât de tare e, cât de durabilă e. Wow, uite cât de tare pot să merg. Băi, nesimțit! A dat în mine și n-am vrut să fac asta! Bă, iar n-am vrut să fac aia! Dar băiatul ăsta chiar nu vrea să mă lase în pace. Wow, și acum și ea. Pa, frate! Paros, lasă-mă jos! Nici cu extraterestri din ziua de azi, frate, nu știi ce să te mai faci. Wow! Mamă, 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 de asta știe ce vrea, frate, de la viață. E Travis Scott! Travis! Sunt cel mai mare fan al tău, cântă-mi! Cântă vamos la playa, cap coadă. Cântă, 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 cântă vamos la playa. Bă, să eu nu sunt toxic acum. Ups. Mamă, dacă de bine trag. Merit să pierd meciul. Wow.
Îmi pare nespus de rău, dar dacă erați un pic mai atenți, un pic mai precis, un pic mai acurat, mă puteați bate, să știți. Că vă uitați la acest videoclip, GG! Wow! Știam eu, frate, că merită să fii bun în viață. Nu fi tryharder! Pa, că eu nu știu să mă bag cu ăștia ca tine! Lasă-mă! Fiți atenți! Hello! Oh, Robinet pe shop, Robinet pe shop, Robinet pe shop, Robinet pe shop. I-am spart armura. Cine-i cel mai tare? Mamă, ce mi-a făcut băiatul ăsta? Las-o încolo. Doamne, ce frumos ar fi să dea toată lumea după băiatul ăla. Dar asta nu, că o să dea după mine, fiți atenți. Ziceam, ăsta vrea să urce la mine. Era să mor, era să mor. Bă, da, băiatul ăsta nu mă mai lasă deloc în pace. S-a îndrăgostit de mine, lasă-mă. Fiți atenți. Nu. De ce nu mă lasă? Victoria e a mea, o simt. Cazi! Cazi! Gigi! Și ăsta-i dansul fericirii. Mi-a venit o idee foarte tare cu codulițul pe shop să cumpărăm acest bundle, pentru că am observat că Robinetul cel bun data trecută a reușit să câștige din două meciuri. Hai să vedem ce reușim noi să facem. Oare să mai stau pe spate? Sau să încerc să mă joc și eu? Hai mă că nu mai stau pe spate. Bineînțeles, cum am obișnuit, o să fie mult prea ușor meciul ăsta. Ia-ți Dragonaș, pe care l-o mor în primul. Da mă, da, arată mult mai bine cu pickaxe-ul ăsta. Avem și loot gata, frate. Pe toți mă duc să-i trimit pe harta veche. Acolo îi găsiți dacă vreți vreodată să mergeți după ei. Uite-l pe ăsta. Pe mine mă așteptai? Mă rog, n-am avut material să iau peretele, oricum îl luam și-l băteam. Nu mă lua, bă. Vrea n-avea să mă ia acolo sus. Bă, dar ce vrea de la mine? Bă, lasă-mă. Ia uite-mă că m-a luat, nu vine să cred. Crede jocul ăsta că am nevoie eu de loot legendar. De ce m-ai adus aici? Lasă-mă să plec. Dacă mi-ar da și mie loot bun. Mă și întrebam unde stătea șobolanul ăsta să mă scoată pe mine cu sniperul, că i-a fost frică să vină să facă 1v1 cu mine. Învață, bă, să joci! Bă, da, peste tot, frate, dau de babuini. O să iau pistolul, bă, pe ăsta de jos, că ăsta s-a dus la undiță, la chestul ăsta, la ce s-a dus, i-am mascarul. Dă-l, frate, încoacă, n-ai tu nevoie. Știi tu să joci cu el? Hai că știi dacă e. Construiești un castel pe Minecraft sau ceva. Mi-a furat kill-ul! Așa se joacă, frate, cu cap. Are third party, ce le-am tras și acum plec. Iau eu ăsta, sar aici ca să mă ratezi. Îți dau așa niște hituri mai ratat, iar Doamne, cât m-a ratat asta și dau pickaxe. I-am dat pickaxe, i-am dat pickaxe. Easy peasy, le mă squeezy. Să-i fac o surpriză. Cine-i cel mai bun player de Fortnite din lume? Eu! S-a crede că eu nu știu că ăla era peretele meu, dar degeaba, că oricum n-are nicio șansă versus mine! Băi, cineva să-i cheme o ambulanță lui băiatul ăsta! Bă, dar de ce se panichează ăsta așa rău? Calmează-te! Vreau să mă joc și eu bine, să mă antrenez, să dau și eu de player buni! Nu de ăștia panicați care nu știu să joace și pe care trebuie să-i trimit de fiecare dată pe harta veche. Poți să-i zic somnușor puișor de acum, uite! Bam! Dați că el are tactical, băieți. El are tactical. Sunt mai tactic decât tine, băi, fraiere. Cum am zis, băi, să ziceți? Somn ușor puișor. Mamă, 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 vine altul acum. Toată lumea versus mine, dar n-are, frate, nicio șansă. N-are. Dacă află bunica sa că se joacă jocul ăsta, îi dă cu tigaia în cap. Uitați-l pe ăla ce face. Are un rechin la OZN. Ăla rechinul și se plimbă cu el pe harta. Efectiv, nu mă atacă. Acum atacă. Ba nu, a tras rechin, sau în ce a tras? Iar e rechinul, sau copacul, ce face? Bă, ăsta face troll sau ceva? Oricum, băieți, știți că acum jucăm rolul toxic. Bă, îl dă pe mine! What the fuck? Ăsta vrea să-mi ia pe mine, bă, dă-te jos de acolo, fraiere! Hai să-i stricăm tot cheful. Să nu se mai zice Fortnite în viața lui. Ia uite-l ce face, ăsta trage rechin. Îi dăm pickaxe, băieți? Cred că pleacă pickaxe-ul. Cred că a plecat pickaxe-ul, mă, bă. Prea ușor meciul ăsta, bă, nimeni nu dă frate cu mine. Sunt prea zeu pe Fortnite. Băiatul ăsta s-a dus să se prietenească cu Dora Exploratoarea. Foarte slab a jucat. Add it up, bankroll, bankroll, euro, euro.